Am revenit, dragii noștri prieteni, alături de doamna Aurelia Oancă și de un încă invitat, un invitat special, mai micuț și drăguț, prietenul meu, Luca Pașca. Mă bucur că ai acceptat invitația noastră, Luca. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Așa, scumpule, ai emoții, așa? Ești pentru prima dată într-un platou de televiziune, cum ți se pare? E frumos? Da. E așa cum ai văzut-o la televizor? Da. Da? Bine, ne bucurăm că ai acceptat invitația noastră la mulți ani de 1 iunie. Mulțumesc. Cum ai sărbătorit tu astăzi? Așa, așa, așa. Ce ai făcut mai exact? Păi nu mai țin minte. Te-ai trezit? Ai fost undeva? Am fost. La... Ai fost la tun să te aranjezi, da? Da. Așa, și apoi ai fost puțin în parc? Sau? Da. Ce activități sunt în parc? Povestește-ne tu. Ce ai făcut acolo? Te-ai dat cu trenulețul? Nu. Nu? Au fost gonflabile? Au fost la un moment dat. Așa? Și? Pentru că nu mă lăsă mama. Am înțeles. Bine, puiule. Spune-ne, tu, ție ce-ți place cel și cel mai mult să faci? Mie îmi place să schiez mai mult. Așa, deci îți place sportul. Da. Da, și pe lângă schi, ce alt sport mai faci? Înot. Și înot? Îți place la înot? Nu prea. Nu prea. Ai fost doar de câteva ori. Încă o n-ai dată apucat. Numai. Am înțeles. Și ce nu-ți place la înot? Pentru că e apa rece. Așa, trebuie să te obișnuiești. Bine. Și la box? Despre box ce ne povestești? Acolo te descurci foarte bine, am înțeles. Da. Cum îl cheamă pe domnul antrenor? Arpi, dar eu zic Sifu. Așa. Îl salutăm pe domnul Arpi. E bun prieten cu copiii, așa-i? Da. Da. Bine. Ce faceți voi la ora de box? Cum se desfășoară o oră de box? Ce faceți? Păi prima dată facem încălzirea. Da. După încălzire sărim coarda. Așa. După săritul de coardă facem forma. După formă dăm la saci. După saci facem rostogoria tigrului. Și e greu? Te descurci, nu-i așa? Da. Sunteți mulți copii? Da. Ți-ai făcut prieteni acolo? Da. Cum îi cheamă pe prietenii tăi? Hai să-i salutăm. Pe un prieten îl cheamă David, are 7 ani. Pe altul Alin. Alin are 6 ani. Da. Pe altul Elias are 6 ani. Pe altul... Sunt și fete? Da. Serios? Sunt și fete? Da. Și cu fetele vă înțelegeți bine? Da. Interesant. Ai participat la concursuri, Luca? Da. Serios? Și ce premiu ai obținut? Păi o medalie și o diplomă. Am înțeles, deci ai luat premiul întâi. Da. Unde ai fost la concurs? În Sighet. Da? Și ți-a plăcut? A fost frumos? O să mai mergi la concursuri? Cum așa? Pentru că m-a boxat unul la picior. Am înțeles, a fost un accident. Eu zic că trebuie să mergi mai departe, să muncești mai mult și o să îi dai și tu data viitoare. Da. Bine, scumpule. De la toamnă mergi la școală. Da. Așa, ești pregătit. Da. Ți-a plăcut la grădiniță? Da. Doamnele sunt drăguțe, se comportă frumos cu voi, vă iubesc, nu-i așa? Da. Și pentru școală ai emoții? Nu știu. Cum te pregătești tu pentru școală? Ai acasă cărticele, citești? Îți place să citești? Da. Pentru că tu ești foarte mic, știu că părinții tăi se ocupă de asta, ai o bibliotecă frumoasă, cu multe cărți, cu povești, atlase, nu-i așa? Da. Ce-ți place ție să-ți citească mama? Lupul care face plăcinte. Am înțeles, deci povești. Da. Și povești și poezii, nu? Da. Uite, doamna care stă lângă tine este autoarea unor cărți și pentru copii,
foarte interesante. O să îți arătăm și ție și o să răspăiești cărticelele să vezi. Cu siguranță o să-ți placă. Ce zici? Da. Da. Bine, Luca, mulțumim frumos că ai acceptat invitația noastră. O să mai vii la emisiunea noastră? Da. Da, te așteptăm, îți dorim succes în tot ceea ce faci tu, în sport, la școală, acasă, să fii cu minte, să-i asculți pe părinți, să te joci frumos cu frățiorul tău, Ianis. Ne salutăm și pe frățiorul tău, Ianis, cu care tu te înțelegi foarte bine, nu-i așa? Aveți o relație specială. Uh-huh. Bine, Ianis e mai mic și n-a putut să vină astăzi alături de noi, dar când va crește puțin, cu siguranță ni se va alătura, pentru că și lui îi place să facă sport. Să te vede pe tine, nu-i așa? Da. Bine, scumpule, mulțumim frumos. Încă o dată îți dorim la mulți ani. Mulțumesc. Să crești mare și să te bucuri de tot ce, de tot ce tu îți dorești. Mulțumesc. Ce ziceți, doamna Oancă? Copiii în ziua de astăzi au, uite, și alte preocupări. Da, nu doar, bineînțeles, există mai multe, și... da, mai multe posibilități decât pe vremea mea. Uh-huh. Și apropo de not, mi-a fost foarte drag nepotul meu, care are 23 de ani. Tot Luca ziceați? Nu, nu, Luca, nu, ăsta era Luca în Franța. Așa. Luca în Franța, dar cel de aici, am stat mai mult cu ei. Și copiii, deci băiatul meu și Nora, au vrut neapărat să-l ducă la not. Și scumpul de el așa plângea, mai ales după prima ședință, așa plângea că nu se duce. La un moment dat n-am mai putut, i-am spus la fiul meu, nu-l mai duce, nu vezi cât e de frică de apă. Zice, bunii, ne ține o oră în apa aia rece și eu nu mai pot. Când a zis că apa e rece, mi-am amintit de nepotul meu. Într-adevăr, săracul ieșea vână din bazin și îi spunea la taică său, nu mai vin niciodată. Dar bineînțeles că totuși s-a mai dus, știe să înoate și... Asta e foarte important. Nu, poate că și părinții, sunt convinsă că și părinții lui Luca nu duc pentru a face performanță. Da, e da, foarte este, sănătos exact, pentru o dezvoltare exact, armonioasă. Exact. E foarte bine să faci not. Eu mă bucur că părinții tăi au ales să te îndrume spre acest sport. Și spre acest sport. Da, și îi dau un sfat. Eu nu știu să not. Adică știu, ca bolovanul la fundul apei. Dar la vreo 13 sau 14 ani, unde era strandul nostru și ieșirile la Lăpușel. Așa? Și am mers cu familia să ne bălăcim, să ne scăldăm, să așa. Și nu erau colac și alte chestii. Tata a umflat o cameră de la mașină. Și ăla era colacul nostru. Și țin minte că am șezut în colacul ăla și am vâslit, așa, într-o pauză de tata să străduia să mă învețe să not. Și a venit un băiat din vecini, eram colegi de clasă, a găsit de cuvință să mă răstoarne și apa era destul de adâncă. Deci am ajuns cu capul la nisipul de pe fundul râului. Nu știu cum am ieșit, El era disperat că s-a întâmplat ceva și ținea de camera aia. Ei, când am ieșit de acolo, pentru totdeauna a dispărut dorința de a înota. Și după aceea și acum, dacă apa mie mi-ajunge aici, gata, nu mai am aer, intru în panică. Deci mă bucur că înveți să nu-s de mititel, că mai târziu nu mai funcționează. Și într-adevăr e foarte bine când te duci undeva la apă, e bine să știi să nuți. Nu îi place să meargă mult la piscine, da. Nu-i așa? Sigur. E rece apa, ne mai scuturăm, mai dăm din mâini, din picioare, ne încălzim, dar zic că e bine să înveți. Pentru că, vezi, eu am ajuns albă, tânără și nu știu să nut. Dacă mă aruncă cineva într-un bazin, pa! Și la revedere, dacă nu știu să not. Și vorba aceea, nu știi niciodată ce se poate întâmpla. Dacă știi să not, te poți salva. Dacă știu eu, e o inundație, apă, nu știu ce,
Cel care nu știe să nate se poate salva? Nu. Da. Interesant. Se leagă frumos poveștile noastre. Copilăria cu adolescență. Interesant. Doamna Oancă, aș vrea să revenim puțin la cărticelele dumneavoastră, pentru că sunt sigură că și Luca e interesat de ele, că l-am văzut când a venit, când a intrat, că prima dată acolo s-a uitat pe masă. Cărticica aceasta, nu? Da. Cred că are o grafică deosebită. Coperta este realizată de, ne spuneți dumneavoastră? Nepoata mea, Ana Paula. Pe care am mai pomenit-o. Așa, care v-am spus, ea este cea care, bunii, vreau să știu mai mult. Așa. Ea studiază arta. Da, da. Da. Este și absolventă acum, a liceului sau? Da, acum termină și... și pictează, și pictează, dar... Este la pictură, da? Da, am văzut dintre lucrările ei, abordează portretistica, e o parte foarte grea a desenului picturii, și designul vestimentar. Așa, recent a fost la Timișoara la o olimpiadă cu creații de ale ei. Felicitări! Da, mulțumim! Deci, te gândește să urmezi acest drum? Da, da, deci din câte am înțeles, da. Și eu cel puțin încurajez, pentru că indiferent ce traiectorie iau lucrurile, școala, industria și așa mai departe, dar îmbrăcăminte o să poarte lumea întotdeauna. Deci este ceva din care... Să zicem, va putea să-și facă o profesie, un viitor. Pentru că zilele noastre e cam greu cu viitorul. Iată, Așchea nu sare departe de trunchi. În familie sunt artiști, nu glumă. Ce da. Fac ceilalți nepoței? Ei ce, în ce zonă se îndreaptă? Nepotul cel mare din Franța este atras mai mult de partea de mecanică, mașini mecanică. Celălalt de aici, de tehnică modernă, calculatoare și asta studiază. Da. Deci fiecare cu, știu eu, pasiunile lui, cu ceea ce simte. Dumneavoastră, când ați început să scrieți, la îndemnul... Anei, da. V-ați gândit că va fi ceva serios? Că nu. Veți ajunge să aveți atâtea cărticele? Nu, nicio clipă. Nicio clipă, cu toate că v-am spus, ea mă provoca și aveam caiete cu opis, cu denumirile poveștilor, așa, dar nu m-am gândit că voi publica prima carte. Mulțumesc din suflet nurorii mele, Loredana, și fiului meu, Adrian. Ei au fost, dar Loredana, în mod deosebit, trebuie să scoateți o carte. Deci am început să scriu în august și ea s-a interesat în dreapta, în stânga, așa, mi-au cules ei, că eu nici n-am știut să lucrez pe calculator. Deci am fost pe din afară. Ei mi-au cules primele povești și fiindcă venea Moș Nicolae, Moș Crăciun, așa, am grupat trei povești legate de Crăciun și îmi puneam problema, zic, tu la cine să apelăm să ne facă grafica, desenele? Și s-a uitat scumpa la mine și zice, dar dumneavoastră întrebați de cineva care... să ne facă desenele când sunteți vorba aia în domeniul dumneavoastră. Adică ai dreptate. Și m-am pus și am făcut. Acele desene le-am lucrat în acuarelă și am scos cărticica în 5 decembrie. Deci în același an, când am început să scriu, în 5 decembrie, a fost publicată cartea Povești de Iarnă. Dar după ce am scos această carte, mai mulți copii
prieteni m-au întrebat, că tot așa am făcut-o și cu pagini alb-negru pentru colorat, și m-au întrebat, aici ce culoare să pun, aici cu ce creion să desenez. Zic, uite că am făcut o greșeală. Și de atunci mi-am colorat, că vedeți și aici se vede, mi-am colorat desenele cu creioane colorate. Da. Ca să le, să-i îndrum și... Să le dau mână de ajutor copiii. Da, să le dau mână de ajutor și să le indic și creionul și direcția de creionare ca să iasă, să zicem, un munte, un câmp, o floare și așa mai departe. Și de atunci toate desenele mi le-am făcut, mi le-am colorat în creion. Foarte, foarte frumos și interesant. Spuneți-mi, dacă nu ați fi avut așa susținere din partea celor dragi, ce s-ar fi ales de poveștile astea? Nu știu. Nu știu, nu știu, dar sincer, sinceră să fiu, am fost atât de fericită când am prins prima dată cartea aceea, prima carte în mână, că am zis, nu mă opresc. Am considerat în acel moment și consider în continuare, am primit un dar de la Dumnezeu și un talent și n-am voie să-l îngrop. Trebuie să-l prețuiți. Trebuie să-l dezvolt. Așa. Și dacă Dumnezeu mă ajută să-l dăruiesc, să-l restitui înzecit, însutit. Și ați reușit. Da. Nu m-am oprit și nu mă opresc și cât mă țin puterile și, bineînțeles, economiile. Așa. Deci vă gândiți să mergeți mai departe. Bineînțeles. Anul ăsta... Aveți proiecte mari? Am, dar anul deja ăsta... Deja sunt puse pe hârtie sau doar... Sunt puse. Am niște cheltuieli foarte mari de domeniu, izolăm apartamentul, așa. Ei, din pensie cât am putut să economisesc, să cam duce acolo. Cu bucăți? N-am înțeles. Cu bucăți? Cu, nu știu, cu buchet, blocul cu ce se izolează? Da. Da, cu scârți, că eu nu știu să-i zic altfel. Așa. Știi? Și... Dar am cât voi reuși, nu știu, am pregătite pentru dat la tipar, la tipografie, la editură, 10 volume de poezie și lucrez la al 11-lea. Ce frumos! Bravo, felicitări! Dar nu știu cât voi reuși să fac. Deocamdată eu scriu, dacă muza vine, îi fac plăcerea și scriu. Mai postez pe Facebook, așa mi-am creat un număr mare de prieteni, foarte de cititori. Cum vă găsesc pe Facebook, ca să spunem și telespectatorilor noștri, Aurelia Oancă, da? Oanca Aurelia, nu știu dacă n-am... Facebook, acolo Aurelia, puteți vedeți multe, multe lucruri interesante despre ceea Oanca ce face Oanca. Aurelia, cred că așa mi-e deschis contul și... Acolo am stabilit o grămadă de prietenii, foarte multe cărți am vândut prin aceste legături. Mi-au cerut cărți, am zis trimitere adresa, s-a trimit cu ramburs. O doamnă din București, o doamnă în vârstă, acum nici eu nu stână, dar doamna e puțin mai matură. Și într-o seară îmi făcea comentarii și într-o seară mă trezesc că... sună telefonul pe video. Deschid, doamna se prezintă. Stilul de doamnă adevărată, aranjată, pusă la punct, e așa s-a prezentat în fața camerei. Da, și mi-a spus, zice, doamnă, vă ador poeziile. Și mi-am zis, orice s-ar întâmpla, trebuie să o văd pe femeia asta. Interesant. Și, da, și am povestit cu ea, mi-a fost foarte dragă și mi-e dragă în continuare. Și zice, aș dori niște cărți de ale dumneavoastră. Aveți? Zic, da, am. Și ați reușit să-i trimiteți? Da, da, dar foarte zice, frumos. Doamna, să știți că eu nu le vreau fără bani. Am înțeles. Deci zic, nu-i nicio problemă. Doamna chiar vă apreciază. Da,
Zic, vă trimit cu ramburs și atunci plătiți la poștă și banii îmi revin și le-a rezolvată problema. Și acum face comentarii frumoase, mă urmărește, cum s-ar zice. Deci multe, multe lucruri interesante, chiar dacă Facebook-ul ăsta e păcătos din multe puncte de vedere, dar... Sunt și părțile bune, da, și frumoase, da, da, și, și sunt și oameni de calitate. Da, da, și apropo de Facebook, vedeți aceste două cărți, domnul din Iași, inginer constructor, așa, mi-a cerut prietenia, am stat pe gânduri când... Zic să-l accept, să nu accept, dar am văzut în pagina lui ceva ce m-a, vedeți dumneavoastră, niște chestii mici care ți ajung la suflet. Avea o poezie salvată acolo între poze, Ascunde-mă. Uh-huh. Eu am o poezie, Ascunde-mă. Și un domn compozitor, poet, scriitor și așa mai departe din Aleș, da? Mi-a compus fondul muzică pe versurile acestea. E, și așa i-am dat acceptul. Și bineînțeles, ca și oamenii care, știu eu, caută una alta pe internet, a început și el să... atace niște probleme, dar i-am spus, domnule, eu sunt aici pe Facebook ca să-mi promovez scriitura, atât, nu pentru alte... Așa, aflând că scriu, m-a rugat să-i trimit din cărțile mele, i-am trimis, i-a plăcut ce scriu și m-a rugat să scriu, v-am spus prima dată, această carte, Arborele lui genealogic, din... puținul cât își mai amintea el de străbunii lui, mi-a trimis, eu am îmbrăcat în partea, să zic, romantică, așa, acel schelet și a ieșit o carte. Poveste frumoasă. Da, și acest tablou este pictat de nepotul lui. Am înțeles. E nepotul lui și cum am descoperit și asta, într-unul din capitole, am făcut mențiunea că el își așteaptă nepotul de la ora de pictură și îmi scrie pe chat, ce ești fantastică, de unde știu că nepotul meu face pictură? Zic, uite, am intuit. Și așa că l-am rugat să facă el acest arbore genealogic. Foarte, foarte interesant. Sunt povești pe care nu mai avem timp să le spunem pentru că ne-am epuizat timpul emisiunii, dar cu drag și multă dragoste vă aștept oricând, la o altă emisiune să ne mai povestiți, pentru că sunteți așa ca o carte deschisă, mi-a făcut plăcere să vă descoper. Mulțumesc mult! Mă bucur că v-am cunoscut. Mulțumim, dragă Luca, că ai acceptat invitația noastră la mulți ani încă o dată de 1 iunie. Sper că ai avut o zi frumoasă. Îți dorim succes la școală și o vacanță exact așa cum îți dorești. Mulțumesc! Iar vouă, dragi telespectatori, vă mulțumim că ne-ați urmărit și vă aștept cu drag de acum înainte la emisiunea Generația de Mâine, să ne fiți alături, pentru că veți descoperi copii minunați și îndrumătorii lor. Așadar, vă mulțumesc și vă aștept cu drag pe data viitoare. Dar cu ce vorbești, cu televizorul?